Nu știu câți dintre noi bărbații ne-am gândit vreodată că un gând imoral poate să ajungă prea departe. Acolo unde te-ai uitat la o femeie, voluntar sau involuntar, și ai dorit-o în inima ta și ajungi să te culci cu ea într-un pat. Te-ai gândit vreodată că poate să ajungă la distrugerea familiei tale, la distrugerea familiei celorlalte femei, la distrugerea unei societăți și chiar a țării? Eu cred că este timpul în care noi, bărbații, trebuie să ne reeducăm societatea noastră, ca să ne reeducăm gândurile noastre. Și totul se începe de la fiecare dintre noi. Acolo unde în lumea noastră, în mintea noastră, avem diferite gânduri și diferite idei, unde trebuie să le distrugem chiar acolo, înainte de a le rosti, în lumea aceasta fizică în care noi trăim fiecare dintre noi. Mă uit pe rețelele de socializare și îmi pun mâinile în cap prietenii mei la ce se gândesc, ce promovează ei și tot așa mai departe. Îmi dau seama că și societatea noastră este la același nivel. De unde vrem noi ca să trăim într-o societate mai bună dacă gândurile noastre sunt murdare și noi ne distrugem pe noi înșine? Și noi nici nu ne dăm seama cum aceste gânduri poate să comită umor și poate să distrugă familiile noastre care ne înconjoară. Noi vrem societate sănătoasă, vrem familii sănătoase, dar noi nu facem nimic, nici chiar nu discutăm. Ne uităm unii la alții, vedem lucruri urâte în lumea în care noi trăim și ne întoarcem și ne râdem așa, hi-hi, ha-ha, și nimic nu se întâmplă. Bărbați, oameni buni, haideți să ne trezim, ca mâine să trăim mai bine ca astăzi și ca să transmitem următoarelor generații un exemplu demn de urmat. Nu vorbesc acum despre oameni care n-au conduită și nu pot gândi gândurile sale. Vorbesc despre bărbați care nici nu îți dai seama că pot ajunge în astfel de situații. Astfel a fost și David, împăratul lui Israel, un om după inima lui Dumnezeu, care a căutat cu tot din adinsul să placă lui Dumnezeu și oamenilor și să slujească lor. Într-un moment când el nu a vegheat, nu s-a dus la război împreună cu soldații săi, a rămas acasă și a comis un act de imoralitate, după care împăratul a ajuns să omoare pe prietenii săi. Și nu numai unul, ci să omoare mult mai mulți. Vă îndemn pe fiecare dintre voi, în momentul când ați auzit sau vedeți astfel de lucruri imorale care conduc societatea noastră doar la dizbinare, să ne implicăm, să dăm o replică, să ne educăm pe fiecare dintre noi și pe cei din jurul nostru, ca mâine să trăim mai bine ca astăzi și să avem o societate sănătoasă, cu bărbați adevărați care își iubesc familiile, soțiile și femeile din societatea noastră. Dumnezeu să ne ajute și vă doresc o zi bună!